Bine v-am regăsit după mult timp. Deci noi deja am ajuns la lecția numărul 20. Și la lecția numărul 20 noi vom vorbi despre instrucțiunea if. Cu ajutorul acestei instrucțiuni noi putem avea ramificări în program. Programul nostru va deveni mai interesant. El va putea lua unele decizii și în modul dat vom avea rezultate diferite. În viața de zi cu zi, dumneavoastră la fel luați decizii. Spre exemplu, afară plouă. Dacă afară plouă, eu îmi iau umbrela. Fix așa și programele noastre pot fi programate de a lua unele decizii, de a se comporta diferit în situații diferite. Vom crea un simplu exemplu. Aici am o variabilă x care i-am atribuit valoarea 10. Voi demonstra sintaxa instrucțiunii, iar apoi o voi explica. Sintaxa arată în felul următor. Acesta este un pseudocod. Acesta este un cuvânt rezervat de sistem. După aceasta, în parantezele rotunde, urmează condiția, iar aici va fi blocul de instrucțiuni, adică ce se va executa în caz că condiția dată este adevărată. Nu vă speriați de blocul de instrucțiuni, voi ați mai întâlnit blocul de instrucțiuni la funcția main. Un bloc de instrucțiuni poate să fie înăuntrul la alt bloc de instrucțiuni. Acoladele delimitează un bloc de instrucțiuni. Deci avem cuvântul cheie if. Și în baza acestei condiții, programul va lua decizia să execute acest bloc sau pur și simplu să meargă mai departe. Vom scrie acum un pseudocod, if plouă, luăm umbrela, da? Deci, dacă plouă, luăm umbrela, dacă nu, pur și simplu trecem de instrucțiunea dată. Eu vă rog să atrageți atenție, asta este un pseudocod, programul dat desigur nu se va compila, este făcut doar pentru a abstractiza unele lucruri, pentru ca dumneavoastră să înțelegeți mai ușor chestiile care eu le voi explica în curând. Ok. Deci, dacă condiția dată s-a adeverit, vom executa totul ce este în acest bloc. Eu cred că e clar, iar acum vom pune o instrucțiune reală din programare. Spre exemplu, vom compara x cu un număr. În cazul când x va fi mai mare ca 5, voi face un printf. Ce se va întâmpla aici? Avem o condiție de verificare dacă x este mai mare ca 5. X la noi este 10, 10 este mai mare ca 5 și acest bloc de instrucțiuni se va executa. La ecran se va afișa numărul este mai mare ca 5. Numărul este mai mare ca 5. Acum vom face programul un pic mai interesant. Noi înainte am studiat funcția scanf. Deci la început vom face așa, introduce x, iar apoi vom citi x-ul de la tastatură. Vă rog, nu uitați de ampersand, ampersand semnifică adresa variabilei x. Introduce x. Spre exemplu, x va fi 9, deci numărul este mai mare ca 5, 9 este mai mare ca 5 și am obținut rezultatul următor. Acum vom rula programul. Spre exemplu, cu 3. Deci nimic nu s-a afișat. După cum am spus, această instrucțiune nu se va executa. Ea se execută doar când aici avem valoare de adevăr. Și acum voi introduce 5. La fel nimic nu s-a afișat, pentru că 5 nu este mai mare ca 5, dar 5 este egal cu 5. Tot la lecția dată vom studia și operator de comparare. Deja primul dumneavoastră îl știți, acesta este mai mare, este așa operator ca mai mic, este așa operator ca egal. Vă rog să observați că operatorul egal este diferit de operatorul de atribuire. Deci aceasta este la noi atribuire, iar acesta este operatorul egal. Diferența este că operația dată compară două valori, iar operația dată atribui. Asta nu înseamnă nimic altceva decât în x eu copii valoarea 10. Și deci aici dacă noi am dori să-l verificăm la egalitate pe x cu 5, ar trebui să punem 2 de egal. Este o greșeală foarte des întâlnită când mulți spun un simplu egal. Și eu am pățit la început așa când am scris odată un algoritm de sortare, țin minte în primul an la universitate, automat am pus un semn de egal în loc de 2 și dacă vom lăsa aceasta în felul dat, această instrucțiune se va executa mereu. De ce se va executa mereu? Deoarece lui x îi se atribuie 5
și această expresie returnează true, deci în X s-a putut atribui valoarea 5. Asta a fost adevăr. Nu încurcați operatorul de atribuire cu operatorul de controlare la egalitate. Deci dați să testăm un simplu program cu egal-egal. Numărul este egal cu 5. Introduc x, 5, numărul este egal cu 5. Punem un alt număr, de exemplu minus 1, nimic nu s-a afișat. Ok, eu sper că cu asta este clar. Există așa semn ca mai mare, mai mic, egal, mai mic, egal, mai mare, egal. Da, să le încercăm repejor pe toate. Pornim programul, introducem cifra 11, numărul este mai mare ca 5, pur și simplu este mai mare ca 5. Vom introduce 4, numărul este mai mic, egal ca 5. Deci el a îndeplinit una din condiții. El trebuie să fie sau mai mic, sau egal ca 5. În cazul nostru el este mai mic, așa că instrucțiunea dată s-a executat. După cum am spus, dacă aici avem adevăr, înseamnă că acest bloc se va rula. Vom mai porni odată programul, punem valoarea 5 și desigur că eu am uitat slasher-slasher-urile. Recompilăm programul. Numărul este egal cu 5 și numărul este mai mic egal ca 5. Deci s-a îndeplinit condiția dată, 5 este egal cu 5, s-a executat blocul acesta. Acest bloc nu se va executa, deoarece 5 nu este mai mare ca 5. Ultimul bloc de instrucțiuni la fel se va executa. 5 nu este mai mic ca 5, însă, în schimb, 5 este egal cu 5. Deci avem valoarea true. Aici putem avea și mai multe instrucțiuni. Un bloc de instrucțiuni cuprinde în sine mai multe instrucțiuni. Deci vom recompila programul, vom rula din nou. Introduc x, x va fi 5. Numărul este egal cu 5, iar apoi s-a afișat hello din blocul 1. Iar apoi s-a afișat numărul este mai mic egal ca 5 și s-a afișat hello din blocul 3. Acum o mică remarcă. În caz că dumneavoastră aveți doar o singură instrucțiune într-un bloc, aceasta poate fi redus la așa ceva. Deci, dacă aveți o singură instrucțiune, atunci nu numai decât să puneți acolo adele. Nu prea cred că această abordare este mereu corectă, mai ales la început, deoarece mulți fac greșeli aici. Și acum o să vă arăt de ce. Avem o instrucțiune, totul este normal, dați să vedem programul cum se va executa. Eu restul instrucțiunilor le voi șterge, ca să nu ne încurce. Deci priviți. Introduc x, x la noi va fi 5, numărul este egal cu 5. Totul este perfect. Iar acum eu doresc să mai pun o instrucțiune. Spre exemplu, printf hello. Și vom introduce 5. Numărul este egal cu 5 și s-a afișat hello. Iar acum eu voi rula programul de la început cu valoarea 4 și priviți. Dacă dumneavoastră ați dori ca această instrucțiune să se execute doar atunci când această condiție este true, trebuie să folosim blocul de instrucțiuni, deci în modul dat. Putem folosi notația dată doar când avem o instrucțiune după if. Eu vă rog să mai priviți odată acest moment, de aici doar trebuie să concludeți faptul că folosirea unei singure instrucțiuni după if fără a colade uneori poate să vă încurce, mai ales la început. Programatori cu experiență chiar încurcă acest fapt și se recomandă mereu să puneți aceste acolade, mereu să delimitați blocul de instrucțiuni. Sunt unele momente când poate nu de folosit, dar trebuie cu mare atenție. Dacă aveți de executat mai multe instrucțiuni în baza unei instrucțiuni if, atunci numai decât folosiți blocul de instrucțiuni. Dar chiar și atunci când aveți o singură instrucțiune, puteți folosi notația dată, sau puteți folosi aceasta. Însă, după cum eu v-am recomandat, mereu mai bine puneți aceste acolade. Cam atât pentru acest video. Ne revedem în curând!